Numărul șoferilor care conduc după ce consumă băuturi alcoolice este în continuă creștere. Asta susțin reprezentanții poliției rutiere. Pe lângă faptul că își riscă propriile vieți, pun în pericol și siguranța celorlalți participanți la trafic. Statisticile arată că în județul Constanța, doar în acest an, numărul infracțiunilor de conducere a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice a crescut. Referitor la numărul conducătorilor auto depistați în trafic sub influența băuturilor alcoolice, în primele 8 luni ale anului 2015, polițiștii constanțeni au constatat 258 de infracțiuni față de 193 în perioada similară a anului 2014. În ceea ce privește contravențiile la regimul circulației rutiere privind conducerea sub influența băuturilor alcoolice, în primele 8 luni ale anului 2015 au fost constatate 361 de contravenții față de 435 în perioada similară a anului trecut. De ce se urcă oamenii la volan după ce consumă alcool? Inconștiența pe care alcoolul o determină în ceea ce înseamnă comportamentul și gândirea noastră. Poate că atunci când cineva știe să insiste sau a educat persoana respectivă, astfel încât persoana respectivă a înțeles că atunci când se insistă, încă mai este o speranță, sunt multe cazuri salvate. Dar, din păcate, observăm ce se întâmplă și la știrile pe care le dumneavoastră și alte... Capitolul infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice din noul cod penal prevede la articolul 36.1 următoarele. Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care la momentul prelevării mostrelor biologice are o imbibație alcoolică de peste 0,80 grame per litru alcool pur în sânge se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă. Ai luat un pahar de băutură și te urci la volan, pe asta e tâmpenie, că nu pot să-i spun altfel. Sunt utile campaniile polițiștilor de prevenire? Da, absolut. Și necesare, nu utile. Sunt necesare și păcat că sunt puțini polițiști. Păi, accidentele de unde provin? De aici. Cauza principală, zic eu, că ar fi și conducerea sub influența alcoolului, ca să nu punem la socoteală și viteza. Ce părere am? Foarte proastă. De ce nu este bine? Păi nu e bine că se pot întâmpla accidente. Oamenii legii avertizează pe toți conducătorii auto să fie conștiincioși în trafic și să nu se aventureze la drum după ce au băut. Pentru a preveni accidentele cauzate de consumul de alcool, poliția rutieră desfășoară permanent campanii de informare. Specialiștii susțin că alcoolul încetinește semnificativ reflexele șoferului și de multe ori îi creează senzația că orice manevră poate fi efectuată. Tocmai de aceea este extrem de important ca șoferii să respecte legea, să fie prudenți și să nu se expună unor riscuri inutile. Asta pentru că viața are prioritate. Joci totul pe un pahar? Tocmai ai vândut pe nimic un dar de neprețuit. Viața ta și a celorlalți. Fii responsabil!